Începem deja să ne obișnuim cu o vreme instabilă, o zi ploi și vijelii, iar brusc soare și curcubeu. Meteorologii anunță faptul că ploile nu se opresc pentru încă două săptămâni, atât în Mehedinți cât și în toată țara. Dar mai mult de atât vor fi și zile când vom suporta și temperaturi de 30 de grade la umbră. Putem spune că avem un început de vară capricios ne așteaptă schimbări bruște de temperatură în următoarea perioadă. Dacă într-o zi nu putem ieși din casă fără umbrelă, în următoarea zi un evantai este accesorul perfect. De la începutul lunii iunie, vremea este la extreme în toată țara. Schimbările sunt bruște, avem momente de soare și apoi imediat furtună. Cel puțin până miercuri, mai ales seara, suntem nevoiți să ne pregătim umbrelele și pelerinele. Meteorologii spun că de ani bun nu a mai plouat așa des în luna iunie, 2010 fiind anul în care ne-am mai confruntat cu ploi zilnice chiar la debutul verii. Singura parte bună este că după atâtea ploi ne putem bucura de apariția curcubeului, așa cum s-a întâmplat și în ultimile zile.